Și iată că a venit și momentul mult așteptat. Vom încerca să aflăm cum este bine să gestionăm banii în cuplu. Banii mei, banii tăi sau banii noștri? O avem alături de noi pe Ceracela Rogen, life coach. Și bineînțeles ne va ajuta să găsim răspunsul la aceste întrebări. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Frumuseților! Mulțumim frumos! Este un subiect foarte interesant. Eu nu pot spune că am soluțiile pentru o astfel de problemă, tocmai de aceea așteptăm cu mare interes părerile tale. Cum este bine să avem banii? Fiecare are banii lui, fiecare... Sincer, sper să nu se supere nimeni, dau puțin din casă. Eu am avut la un moment dat problemă în acest sens în familie. Pentru că cât au fost eu cea care câștigam mai mult, să zicem, au fost banii noștri, la un moment dat când el a început să ia avânt, da, erau banii lui. Eu adică am pățit, există, fix la fel. Există, da, da. Și atunci este foarte binevenit acest subiect, pentru că o să vedem în funcție de diferite cupluri și cum se întâmplă, că nu sunt toate cuplurile la fel, într-unele cupluri ea este casnică sau el este casnic, există și asta în ziua de astăzi, sau ei amândoi sunt foarte bogați sau doar unul este foarte bogat. Și atunci, în funcție de aceste situații, este foarte important să înțelegem cum să gestionăm această situație. Dar haideți să începem cu tine, Ceracela, că ai spus că ai avut o problemă și chiar mi-ar plăcea să știu cum ai gestionat această situație, pentru că este un fel de tipar. Da. Am mai auzit situația asta și chiar sunt curioasă cum a gestionat un life coach. Nu eram încă la n-am gestionat-o așa, exact. Eram mult mai tânără, n-am gestionat-o așa de bine, să zic, în sensul că m-am supărat, m-am certat, m-am enervat și într-o dimineață i-am spus, dacă pleci astăzi, fără să mergem la bancă în care să mă pui și pe mine în conturile tale, așa cum am făcut până acum, când eu aduceam banii acasă, mai ales că eu în general am muncit mai toată viața mea, în afară de 2 ani când am stat cu 2 copii mici și nu puteam să lucrez. Zic, dacă pleci astăzi, pleci definitiv. A fost un fel de șantaj. Și ce s-a întâmplat? Am mers la bancă și spunea doamnei de la bancă, dar să nu-i faci card. O pui în contul, dar nu-i faci card. Și doamna se uită la mine, face o băgășă, n-avem cum să nu facem card. Vorbesc serios, da, și mi-a făcut card și el după niște ani și-a mutat conturile. Dar de ce crezi că a ales să facă treaba asta? Adică în niște ani buni ai spus că s-a bucurat de veniturile tale, pentru că tu aduceai un venit mult mai consistent. În momentul în care el a început să facă bani, cred că depinde doar de caracter, într-un fel, și la un moment dat facem cumva o comuniune ciudată cu banii. Adică avem senzația așa că trebuie să fie ai noștri, banii mei, banii mei, știi? Adică e o expresie așa emoțională care te duce într-un sens să riști și să te cerți acasă sau să riști să ți se destramă cumva familia, dar să ții banii. Adică e un subiect destul de delicat ăsta cu banii și este important atunci când îl avem, când avem aceste discuții, să mergem pentru comunicare și să aducem și argumente logice, adică de ce ar trebui să avem banii la comun, mai ales dacă ea este casnică. Ia gândiți-vă că sunteți femei. Mături, calci, speli, ai grijă de copii, faci o grămadă de muncă care nu se vede, nu apreciază nimeni, este gratuită, ești acolo la dispoziție și cumva ce-ar fi să te rogi de fiecare dată să stai cu palma întinsă, să-ți dea niște bani, pentru că ați ales în comun ca tu să rămâi, să renunți poate la cariera ta, da. Poate știu multe femei care au renunțat să mai cânte sau să muncească. Știu. Sincer. Și atunci este normal în acest caz banii să fie la comunia, să aibă la dispoziție libertatea de a plăti lucruri, de a cumpăra lucruri, de a-și cumpăra și ei o rochiță și sau ceva. Casă, nu să te ea, rog sigur. Frumos să-mi dai și mie bani să-mi cumpăr și eu niște sneakers. Adică să nu ajungă ea să ceară, să nu ajungă presiune, să se umilească, exact, din punctul ăsta de vedere. În schimb, dacă el este, să zicem, foarte bogat și salariul tău este mai mic, cumva să avem să comunicăm și să avem un buget lunar pe care îl agreăm împreună, care să fie la comun, care să nu fie doar pentru casă, ci să fie mai multe cheltuieli incluse și să punem amândoi acolo și să nu îi se pară lui că vai, Doamne, profit. Practic de... un cont comun despre asta. Un cont vorbești. Comun. Despre asta vorbesc și este foarte civilizat în care fiecare să aibă o parte a lui, adică și eu chiar dacă aș câștiga mai puțin, să am o parte de bani pe care să mi-i gestionez eu, să pot să-mi cumpăr o rochiță, să nu cer voie din banii mei să-mi cumpăr o rochiță.
dar și să avem parte, să punem cumva în comun, nu neapărat ca la suedez, că am înțeles că își cumpără și Pampers și jumate-jumate, da, nu chiar așa, și să lăsăm bărbatul să plătească un restaurant, să plătească puțin mai mult, adică totuși suntem în România, mi se pare normal ca o femeie să se simtă femeie, să rămână femeie din punctul ăsta de vedere. Colegii noștri au vorbit cu foarte mulți oameni, au încercat să afle multe păreri despre acest subiect, vedem chiar acum un material. Cum gestionați banii într-o relație sau într-o căsnicie? Fiecare cu partea lui. Cu facturile cum face? Jumate-jumate. E cel mai bine. Întreținerea jumate, lumina jumate, mai departe, mâncarea la fel. Tot ce e comun, mergem jumate. E, mi se pare cel mai corect. În general, el plătește tot ceea ce înseamnă cheltuieli, iar noi micile plăceri, să zic așa, adică cu afor una alta. Toate cheltuielile la comun și, și cele bune și cele rele împreună. Banii trebuie gestionați de noi, doamnele. Domnii, decât trebuie să-i aducă acasă și cam atât. Noi știm ce să cumpărăm. Bărbații nu prea știu să gestioneze atât de bine banii. Sunt niște copii mai mari care i-au lăsat părinții, da? Și acum noi, doamnele, avem grijă de ei. De la ei mai puțin, de la mine mai mult sau invers. E regulă așa cum este. La comun, așadar. La comun, da. Normal, mi se pare normal, nu? Gestionăm destul de bine. Întreținere, lumină, toate cele și restul ce mai rămâne. Ne descurcăm, e bine. Dacă aveți banii la comun? Sigur că da. Mi se pare civilizat așa, doar suntem o familie, deci ne-am ales să fim împreună. Eu sunt șefa, cum să zici. Ea-i cu portofelul și eu-s cu pantalonii scurți. Să știe ambele persoane de bani, să nu se feresc. Deci să fie banii la comun? La comun, da. Dacă este o relație la început de drum, tot la comun sau separat? Depinde. Să fie bine pentru amândoi. Eu cu banii mei, el cu banii lui și cam asta e. La facturi? La facturi împreună. Normal. Și la restaurant, cine plătește? El. Că e bărbat. Trebuie să aibă o companie bună lângă el să plătească. Am auzit foarte multe familii care fiecare cu banii lor, dar noi suntem mai pe stil vechi. Împărțim ce se poate. Sunt banii la comun? Ce? Banii la comun, da. Nu ne vedeți cum arată după atâția ani. Sigur, la comun îi gestionăm, da. Și cine cheltuie mai mult? Soțul sau soția? La fel, la fel cheltuie. La fel? Da, suntem echilibrați. Am revenit. Bărbatul plătește tot, femeia își face plăcerile. Sau femeia este șefa? La voi cum este, fetele? Da, mi-a plăcut foarte tare materialul, mai ales ultimii doi. Foarte erau amuzante, atât de frumoși, îmbrăcați la sortat, ai văzut? Da, da, da. El cu dungi așa, ea cu dungi așa, foarte frumos. Păi dacă ai banii la comun, îți cumperi și haine la fel. Exact. Cum e la voi, fetele? Păreri diferite, ai văzut? La mine să știi că eu niciodată nu am pus așa de mare accent pe bani și întotdeauna am considerat că dacă suntem o familie, să fie totul la comun. Doar că uite, am fost învățată de Mihai, el m-a învățat. Banii pe care eu îi muncesc și nu îi muncesc, adică nu mi-e ușor, e munca pe care o fac de când sunt mică, să-i țin pentru mine. Adică să nu-i mai risipesc așa. Și înțeleg că se ocupă el de celelalte cheltuieli. El se ocupă de cheltuieli, dar dacă eu vreau să am o plăcere, să-mi iau cardul, să mă duc și cu banii tăi. Și el. Cu banii tăi. Cu banii tăi sau cu banii lui? Banii mei, întotdeauna să fie banii mei. Dacă am nevoie de vreo plăcere, nu-i niciodată vreo problemă, cer de la el. Adică... La tine, Emilie, cum e? Da. Păi și la noi banii sunt la comun, niciodată nu am gestionat foarte bine aceste venituri. Eu niciodată nu știu câți bani are Andrei, de exemplu, soțul meu. Niciodată nu-l întreb, el își face treburile lui, eu îmi fac treburile mele. Dar mi se pare foarte important, deși femeie fiind, să ai și tu banii tăi. În momentul în care vrei să-ți faci o poftă, să nu trebuiască să te duci neapărat la bărbat. Da. Este bine, într-adevăr, poate este greu și cu copil mic, și cu casă de ținut, și cu... Da. Este bine să încercăm de fiecare dată să avem acolo și un bănuț al nostru. Să fii independentă. Bărbații, în general, plătesc cheltuielile, întreținerea, nu? Adică sunt cumva lucruri pe care e bine să îi lași pe ei să le facă. Știi? Pentru că dacă intri tu prea mult în energia masculină și vrei să aduci tu bani în casă, după aceea nu se mai poate simți bărbat. Eu la 20 de ani. Spune-mi, te rog, Emily, spuneai că tu nu știi niciodată câți bani are Andrei, nu? Nu, dar nu, nici el nu cred că știe. Adică nu cred că ne... Na. Te uiți bine în conturile mele? E corectă...
Este corectă această variantă? Este bine să știm câți bani are partenerul sau nu? N-aș putea spune corect sau incorrect, pentru că la fiecare familie caracterele sunt diferite, sunt unici, fiecare relație unică. Dar, din punctul meu de vedere, cred că este important să știm fiecare aproximativ, măcar cât câștigăm, cât cheltuim. Chiar un instrument foarte bun în care să măsurăm și să devenim, cum să spun, mai practici, să nu aruncăm banii așa, asta pentru așa. Că Warren Buffett spune că ce faci cu un leu, el spune cu un dolar, dar eu spun cu un leu, ce faci cu un leu, faci cu toți lei, adică și cu un milion de lei. Adică este clar că dacă nu ai o înțelepciune în a cheltui banii, nu ai bani, la urmă să investești ca banii să lucreze pentru tine. Așa este. Și eu nu am chestia asta, dar uite, am noroc cu Andrei pentru că el ține cumva socotelile și el este la calculatul. Eu sunt mână largă, adică eu am... Și la mine invers, am acum, acum nu mai am. Totuși, și totuși perspectivele voastre sunt foarte interesante. Au punctat foarte bine colegele mele. Spuneau că este important să aibă banii lor. E bine să facem de așa, e sănătos, nu? Adolescente, una pe care de 19 ani și una de 17 ani. Mulțumesc, să fiți iubite. Și le-am învățat exact acest lucru. Este bine să ai independență financiară, să ai banii tăi, niciodată să nu stai cu mâna întinsă, chiar dacă ai copii mici, ca să găsești un mod în care să-ți continui cariera, să te simți bine pielea ta, să poți să-ți faci mofturi mici sau mari de care ai nevoie. Se poate spune că atunci când avem banii la comun, acest detaliu ne ajută să ne apropiem mai mult? Da, aș spune că punând totuși la comun lucrurile împreună, te simți o familie mai unită, deschisă, ceva care n-ai nimic de ascuns, dar sunt și cazuri în care, să zicem, familia presează dacă el este foarte bogat sau dacă ea este foarte bogată, sunt niște presiuni acolo din a nu fi cineva profitor și sunt cazuri mai sensibile. Se semnează contractul prenupțial și se rezolvă toate problemele. Dar uite, mesajele sunt foarte împărțite și sunt foarte, foarte multe mesaje, vă mulțumim pentru toate. Uite, o să-l citesc pe acesta care mi se pare interesant. Bună dimineața! De 40 de ani, banii mei sunt ai mei, banii lui sunt ai lui. Adică fiecare face ce vrea cu banii proprii, fără să dea socoteală partenerului. De 40 de ani, se pare super, nu? Iar cheltuielile comune le putem împărți în mod egal. Raluca, PS, procedăm astfel, nu am avut niciodată neînțelegeri privitoare la cheltuieli. Noi suntem puțin mai orientali, așa ca și popor, uh-huh. Și suntem cumva, ne place să ne simțim femei, că suntem protejate și material așa și financiar. Cumva să fie acolo la comun, să zic așa, ar fi idealul. Ne apropiem de încheiere, da. Și știm că vrei să ne mai spui ceva. Mai avem doar 30 de secunde la am dispoziție. O bucurie foarte mare, pentru că e prima dată în viața mea, dar de mulți ani îmi doream să scriu o carte. Felicită. Am adus-o astăzi, are și agenda de lucru cu exerciții și este efectiv un manual de instrucțiuni pentru folosirea ființei umane, pentru că avem o grămadă de butoane, suntem un computer foarte sofisticat și nu venim cu instrucțiuni. Și am să ușurez viața oamenilor, foarte concentrat și cu exerciții, să înțeleagă cum funcționăm, cum funcționează mintea umană, sufletul. Eu mulțumesc din suflet. Te mai așteptăm pe la noi, dragi prieteni.